cu ani în urmă era la modă sloganul "Vrem o țară ca afară". Pentru multe sate din România a rămas o simplă dorință care răscolește speranțele de mai bine ale românului, mai ales în anii electorali. În județul Alba există un loc unde chiar pot spune că la țară e ca afară. Ba chiar în anumite privințe îți zici că la țară e mai bine ca la oraș. Despre comuna Ciuguț s-a spus că este miracolul post-decembrist al României. Așezată pe malul Mureșului, lângă Alba Iulia, a devenit celebră pentru că s-a aflat pe primul loc în țară în ceea ce privește absorpția fondurilor europene. Peste 40 de milioane de euro au ajuns la Ciuguț din 2008 până în prezent, echivalentul bugetului unei comune obișnuite pe aproape 100 de ani. Aici au fost construite primele drumuri agricole asfaltate din țară. Cei 3500 de locuitori au internet wireless gratuit, iluminat public ecologic, locuri de muncă într-un parc industrial cu peste 30 de firme care aduc bani la bugetul local, piste pentru biciclete și multe altele. Întreaga comunitate beneficiază de apă curentă, gaze, canalizare și drumuri comunale asfaltate pe 30 de kilometri. Acestea sunt câteva dintre proiectele realizate la Ciuguț cu 5-6 ani în urmă, care au stârnit invidia, dar și interesul multor primării din țară. Ciugudul nu mai este un sat mic lângă un oraș mare. Cum era Ciugudul pe vremuri și cum e acum? Cum s-a dezvoltat comuna? Da, s-a dezvoltat mult, că era drumul rău pe aici și pe acolo era un șanț mare, vine pe rău de pe deal și mereu pe acolo și mereu. Și pe partea asfaltă mereu s-a vărsat tot în tău, acolo. No, și de atunci s-a modernizat, s-a mai făcut căsă nouă, mai sunt și despre vechi. S-a făcut căsă frumoasă, nouă. Noi avem liniștea pe care cei de la oraș nu au, în rest avem toate utilitățile și toate beneficiile traiului de la oraș, doar că liniștea lipsește orașului, iar noi o avem. Nu știu dacă ar trebui, dacă ne-ar mai trebui ceva, poate o capelă, poate niște investitori cu locuri de muncă n-ar strica să vină să vadă locuri sunt, poziții ar fi, unde să fie tineri care să muncească sunt. În anul 2017, primarul Gheorghe Damian ne mărturisea. Când am venit în Ciuguț, soția mea își dorea să ne mutăm în oraș, la un apartament. Și am înțeles atunci voința, pentru că mergând la o mormântare la un vecin de-al nostru, am văzut că eram tineri în sat, de numărai pe degetele la două mâini. Adică oarecum satul era îmbătrânit. Am început să ne evaluăm puțin care ne sunt oportunitățile. Am început să vedem care sunt valorile pe care noi trebuie să credem și cum le promovăm. Și am început să ne facem, să ne punem visele noastre pe hârtie, să vedem cum facem ca viața noastră aici să se transforme. Sigur că chiar dacă la vremea respectivă Ciugudul era o comună în umbra municipiului Alba Iulia, noi am transformat aceasta într-o oportunitate. Faptul că noi suntem într-o relație directă cu municipiul Alba Iulia e un avantaj. Și astfel am exploatat o pășune de vreo 30 de hectare și am transformat-o într-o zonă industrială, creându-ne un motor financiar al nostru și oarecum îndepărtându-ne de voința politicului, în sensul că nu mai trebuie să stai tot timpul cu mâna întinsă la cineva și eu știu să faci anticameră pe la anumite birouri prin Alba sau prin guvern ca să-ți fie mai bine. Vom construi tot pe fonduri europene o grădiniță ultramodernă cu program prelungit, unde, având în vedere că foarte multe familii de tineri nu au cu cine să-și lase copiii, vrem să le asigurăm și să le garantăm că în fiecare zi, de lunea până sâmbătă, de la 6 dimineața la 6 seara, pot să-și lase copilul în grija unor specialiști.
Au trecut 6 ani de când au fost filmate aceste imagini. Grădinița și școala nu mai sunt doar niște proiecte ambițioase. Am investit foarte mult în educație, în infrastructură, însă că tot vorbim de educație, mereu o spunem că educația este fundația oricărei comunități, oricărei societăți și mereu spunem că niciodată nu este prea mult când investim în educație. Știm cu toții că, de fapt, România are nevoie de o reformă a educației și că cu cât ne pregătim mai bine copiii, cu atâta noi o să avem un viitor mai liniștit și mai bun. Prima școală inteligentă din mediul rural, construită în urmă cu 4 ani de zile, când am luat decizia să desființăm celelalte școli, să construim una puternică la nivelul centrului de comunitate și care, iată, în 4 ani de zile a devenit neîncăpătoare. Grădinița cu program prelungit pe care am inaugurat-o în februarie anul acesta și deja este neîncăpătoare. Podul peste râul Mureș, care ne scurtează distanța între comuna noastră și municipiul Alba Iulia și face legătura cu zona de dezvoltare economică a noastră. Primul parc de autorulote din județul Alba, Debarcaderul, pistele de bicicliști și accesele, drumul de acces spre parcul de autorulote. Centru de zi pentru persoane vârstnice, este practic vechiul sediu al fostei primării pe care am transformat-o și sigur că exemplele pot continua. Prima școală smart din mediul rural funcționează de peste 2 ani. Suntem la prima școală smart din mediul rural din România, dar nu ultima din fericire, pentru că să știți că în decursul timpului, de când am deschis noi această școală, în 2019, foarte multe administrații locale din țară au venit alături de noi. Am organizat împreună un program de mentorat, avem peste 500 de comunități rurale care s-au alăturat acestui program de mentorat și sunt deja școli smart în diferite comunități rurale din România. Putem spune că am deschis un drum, dar nu am inventat noi roata, pentru că smart înseamnă ceea ce ar trebui să devină educația din România. Haideți să explicăm puțin. În viitor, spre exemplu, acești copii pe care o să-i vedeți în școala din Ciugud, sunt cei care vor lucra pe piața muncii. Iar piața muncii înseamnă în viitor digitalizare. Așa că de acum trebuie să pregătim acești copii pentru viitoarea piața muncii. În acest context, pe partea de educație, smart înseamnă să folosești tehnologia în procesul educațional. Să folosești table interactive, să folosești softuri, să folosești aplicații, să nu fugi de tablete sau de telefonul mobil, ci poate să le folosești în procesul educațional, să ai la dispoziție Chromebook-uri, cum avem noi, sau clase virtuale, astfel încât copiii să fie atrași spre procesul educațional. În al doilea rând, smart înseamnă o clădire modernă, care își reduce costurile, care creează un confort pentru copii și în același timp, care este foarte, foarte economică. Asta vrem noi să facem la Ciugud și am încercat să facem prin clădirea smart. Aș vrea să vă arăt ce înseamnă o școală smart din punctul de vedere al clădirii. În primul rând, această clădire se poate controla de la distanță, de pe o platformă, de pe o aplicație care este instalată pe o tabletă în cancelarie sau în biroul directorului sau în secretariat sau pe telefonul mobil. Cu ajutorul acestei tablete putem să controlăm orice, de la setările privind iluminatul, privind climatizarea, inclusiv informații privind concentrația de dioxid de carbon, calitatea aerului din școală și așa mai departe. Sunt lucruri care ar trebui să fie normale în orice clădire publică în care învață copiii. Cel mai important este că acest sistem poate să-și regleze iluminatul, nivelul luminozității, astfel încât să rămână constant și ochii copiilor să fie
protejați, indiferent că vorbim de miezul zilei sau de primele ore ale dimineții. Mai mult decât atât, sistemul are posibilitatea să ia decizii singur. Spre exemplu, după ora 12, noi știm că în anumite clase nu mai există activitate școlară, atunci sistemul își reduce tot consumul. Dacă în acea clasă au rămas un anumit număr de copii care continuă cu o activitate extrașcolară, sistemul numără acei copii, calculează perioada în care rămân în activitate și începe încet, încet să-și restabilească toate setările de confort, astfel încât copiii respectiv să nu înghețe dacă este iarnă, să nu le fie cald dacă este vară și așa mai departe. Este un sistem complex și vreau să vă spun că face și o economie foarte, foarte multă de energie, pentru că acesta este principalul rol, bineînțeles colaborat cu faptul că trebuie să asigure confort copiilor. Cum spuneam, ochii copiilor sunt protejați prin faptul că sistemul rămâne constant la un anumit nivel de luminozitate, măsurând luminozitatea de afară și luminozitatea din interior. Echipa de la primăria din Ciugud a intuit importanța educației ecologice. Mult înainte de recenta lege a garanției, copiii de aici au fost învățați să recicleze și sunt răsplătiți pentru gestul lor. Așa a apărut și prima monedă virtuală din mediul rural, ciugubanul. În curtea școlii din Ciugud îl avem pe Verzulică. Este un roboțel reciclator care îi provoacă pe copii să aducă ambalaje reciclabile de băuturi și în schimbul lor primesc ciugubani. Ciugubanul este o monedă a comunității noastre. După fiecare etapă în care copiii colectează ciugubani, noi convertim ciugubanii în bani reali. Regula este că acei bani pot să-i folosească doar împreună cu clasa, adică dacă un copil a reciclat 5 peturi și a obținut doar 5 ciugubani, trebuie să-i pună împreună cu un copil care a obținut 100, astfel încât să încercăm să creăm și ideea de echipă, ideea de comunitate. Vreau să vă spun că deja avem câteva sute de mii de ambalaje reciclate prin intermediul acestor stații. Ambalajul este presat și avem două variante. Pe butonașul verde solicităm ciugubanul, iar în viitor, după ce va intra în vigoare legea garanției, avem și butonașul galben, prin care vrem să obișnuim copiii și să doneze în viitor ciugubanii pentru anumite cauze. Aceasta este dovada că am colectat un ciuguban. Poate vă întrebați de ce o monedă virtuală apare pe o bucățică de hârtie. Ei bine, să știți că toate monedele se colectează într-un cont virtual, dar pentru că copiii noștri nu au voie cu telefonul mobil la școală, am ajuns la o variantă de compromis prin care pe hârtie reciclată primesc un voucher care le atestă faptul că au colectat anumite monede, un anumit număr de ciugubani, iar cu aceste vouchere ne fac dovada pentru ca ulterior să le putem converti ciugubanii în bani reali. Avantajul distanței scurte până la Alba Iulia a fost folosit cu inteligență la Ciugud. Sunt atrași din ce în ce mai mulți investitori, mulțumiți de condițiile asigurate în parcul industrial. Dacă în urmă cu 20 de ani sătenii făceau naveta la oraș, acum orășenii fac naveta în parcul industrial de la țară. Zona de dezvoltare Ciugud-Râmbari este practic motorul de dezvoltare al comunității noastre. Peste 90% dintre veniturile administrației locale se colectează de aici. Și în momentul de față sunt 45 de companii cu peste 1000 de locuri de muncă, dar potrivit discuțiilor pe care le avem cu investitorii de aici, vă spunem cu sinceritate că dacă ar fi 300 de angajați care ar fi la porțile acestor fabrici, ar fi angajați pe loc. Pentru că este nevoie de forță de muncă. Mai mult decât atât, avem 12 hectare care au fost ocupate de firme noi, care sunt în diferite faze de construcție în momentul de față.
În zona de dezvoltare economică sunt afaceri diverse, de la industria alimentară, și avem unul dintre cei mai mari procesatori de nucă din Europa, până la un producător care realizează tot ceea ce înseamnă partea electrică a autospecialelor Smurd. Sunt afaceri diverse, atât afaceri românești, cât și afaceri străine, și toți cei care au venit aici au venit cu un singur scop, și acela de a ne dezvolta împreună, pentru că asta este regula la noi la Ciugud. Suntem o comunitate deschisă cu mediul de afaceri, suntem corecți, suntem transparenți și în același timp încercăm să nu încurcăm, ci din contră să-i ajutăm. Întotdeauna am pus un accent important pe parteneriatul nostru cu mediul privat, drept pentru care încurajăm atragerea de noi investiții private și creăm un climat prietenos pentru mediul de investiții, drept pentru care în urmă cu 3 ani de zile am extins zona de dezvoltare economică cu 12 hectare și acum nu mai avem niciun teren, sunt toate concesionate, se construiește acolo și ne pregătim să extindem mai departe cu încă 20 de hectare. De ce ar veni investitorul aici, nu s-ar duce în oraș, care e aproape? Păi, în primul rând, pentru că încercăm să punem la dispoziție un teren gata echipat cu toate utilitățile necesare, adică el are la poarta investiției curent, apă, gaze naturale, curent slab, iluminat, strada asfaltată, are supraveghere video inteligentă în toată zona. În zona respectivă avem o grădiniță, avem restaurant, avem un transport integrat cu toată periferia municipiului Alba Iulia și în plus față de asta ne dorim și încercăm să demonstrăm că suntem o administrație cât se poate de prietenoasă cu mediul de afaceri. Pentru localnici și navetiști se lucrează acum la stații de autobuz inteligente. Este un proiect al nostru prin care, odată că stația de autobuz se integrează în arhitectura noastră, dar acolo omul beneficiază de internet gratuit, de supraveghere video, de automat pentru a-și cumpăra bilete și de un afișaj electronic care îi spune în cât timp va ajunge autobuzul, ce program are, eu știu, autobuzul în zona respectivă. Asta înseamnă o stație inteligentă, posibilitatea de a-și încărca telefonul cât așteaptă în stație și mai departe. Chiar dacă nu se află pe harta turistică a țării, Ciugudul are și un vast parc pentru autorulote, gândit în special pentru cei care vizitează cetatea din Alba Iulia. La primărie se lucrează și la alte proiecte inedite pentru zona rurală a României. Semnăm contractul pentru asfaltarea unor străzi din zona industrială și a unor străzi care au fost în zona privată și le-am adus în domeniul public, un proiect de vreo 3 milioane de euro. Apoi, cel mai de suflet și cel mai ambițios proiect al nostru este un campus școlar cu o școală mult mai mare și mult mai modernă, ce o vom construi în relația cu un parc și cu o bază sportivă pe un teren de 15 hectare, proprietatea noastră. Implementăm acum stațiile de autobuz inteligente pe care le construim în fiecare localitate. Reabilităm căminul cultural de la Hăpria și fosta școală de acolo, unde cumva o să o facem către zero energie, să nu consume energie. Apoi facem GIS-ul comunei și îl integrăm cumva în aplicația noastră hartă. Avem un proiect pentru extinderea supravegherii video inteligente în comună și exemplele pot continua. Cu ani în urmă se vorbea în presă despre miracolul economic de la Ciugud.
Mulți se vor întreba care este secretul reușitei în comuna care se zbătea în datorii în urmă cu vreo 20 de ani. Echipei care gospodărește comuna nu-i plac vorbele mari. Spun că așa zisul miracol înseamnă doar seriozitate, o echipă unită, fonduri europene, o strategie coerentă pe termen mediu și lung. Ca atunci când ajungem într-o astfel de funcție, să conștientizăm și să plecăm de la ideea de dragoste de țară. Când totul pleacă de la dragostea de țară, de la dragostea de comunitatea pe care o păstorești, atunci lucrurile devin simple. Pe de altă parte, trebuie să conștientizăm ca și lideri, ca și manageri, că singuri nu putem să mișcăm lucrurile și că avem nevoie de oameni. Că cea mai importantă resursă în astfel de funcții sunt oamenii și că avem nevoie de o echipă bine pregătită. Apoi trebuie să înțelegem că până la urma urmei trebuie să ai un pic de viziune și dacă nu ai viziune, să aduci oameni cu viziune lângă tine. Trebuie să ai încredere în specialiști, să le asculți părerile. Trebuie să ai curaj uneori, pentru că am avut momente în care am avut nevoie de curaj ca să mișcăm lucrurile, de multă, multă muncă și sigur rezultatele o să apară. Ne-am axat foarte mult pe fondurile europene. De ce? Am înțeles încă din perioada de preaderare, din anii 2006, 2005, 2007, că fondurile europene, cel puțin pentru mine atunci a fost un șoc, sunt fonduri, sunt banii care n-au culoare politică. Am înțeles repede lucrul acesta și apoi am încercat să nu scăpăm niciun fond. Sigur că după aceea au apărut și fondurile guvernamentale, au fost și sunt importante pentru noi și acestea, însă ne plac foarte mult fondurile europene și credem că sunt niște trenuri rapide care nu se mai întorc în stația noastră și trebuie să fim tot timpul pregătiți. Ciugudul este deocamdată un exemplu destul de rar în România de bună gospodărire și de gestionare performantă a fondurilor europene. Un loc unde s-a demonstrat că se poate.